Ia uite, ia uite Mariana, uite de Mariana, uite. Mariana, uite. Vorbește acum, ia, mă, ni, taca, taca, am rupt nervii aici. Da, s-a doar spui că e fată. Andreea! Ia nu e adevărat. Jador, voi credeți că el se prostește când dansează așa, dar el dansează cu telefon. Așa, deci, practic, vreau să vă prezint acest telefon. Vino! Vino! Are trei camere, fac vlog cu el, dar vreau să-i apărăți vlog. Vino încoace, stai jos. Dă-l încoace, dă să văd. Dacă îl vrei înapoi, dans cu ela, pedeapsă. Asta-i auzit, Valde? Da, i-a zis că... inima ca la el. Asta-i spune Enti, ce l-am zis? De ce? Da, la motor ăla. De ce, nu? De ce am făcut tot ce am făcut? Cum să zici, frate? Da, ce am făcut? Oh my God! La fel, i-ai spus și lui Ligi. De ce te repeti? Ce s-a întâmplat? Așa fac eu cu toate. Ce s-a întâmplat? Da, dar întreabă pe cine a sunat în... Ce-a făcut cu toate pentru că vreau să fiu un golan de azi? Vreau să fiu un golan, îmi doresc să fiu golan. Un golan. Pe cine a sunat? Bad boy. Treabă-l. Pe cine a sunat în seara asta să spui că te deranjează ce fac eu aici? Ce? Adu telefonul. Pe cine ai sunat? Mm-hmm. Hai, adu telefonul. Aduci telefonul. Îmi pare rău, telefonul meu nu mai știu. Aha, aha. Vezi? Cine a sunat? Un prieten de-al lui.
Prietenul ăla. Nu i-a sunat o prietenă de-a mea și mi-a zis. Ce? Da, că îl deranjează tot ce fac pe aici. Că l-a deranjat ce am făcut cu... Nu e adevărat și chiar dacă ar fi nu recunoșteam, na. Dar ce-a făcut ea pe aici? Că tu abia ai venit. De unde știi ce-a făcut? Dacă vrei, spun eu. Uite, a stat în afara emisiunii, pe hol, pe canapea, cu Cătălin, de vorbă. Sau cum mai... I-am trimis filmare, doamna Andreea. O să avem un nepățel? Nu, Cătălin. S-a trimis noi filmare, tu știi. A vrut să-l bată pe Ionuț. Eu v-am zis să nu vă mai bată. Pentru că Ionuț i-a spus că știe el cine e ea și ce-a făcut. Și n-a vrut să-i asculte, mă rog, pedeapsa sau n-am înțeles ce era. Și cam atât. A dansat cu Turcu, dar știi? Și cam atât. Mulțumesc. Și a petrecut o noapte cu Bianca. Deci, practic, vreau să vă mulțumesc frumos pentru această descriere a activității acestei domnișoare în această săptămână. Vă mulțumesc din suflet. La revedere, doamna Șara Solzariu. Da, a fost deranjat, nu știu ce, apropieri de ale mele cu Cătălin. Așa a crezut. Așa. Știi că Filip s-a văzut cu ela în afara casei? Cum? Ce-o zis? Ce-o zis? Da. Lasă-le, du-te, falsule. Fals? Eu când doar pitot, în primul rând. Du-te la George. Eu când doar pitot. Vezi? Așa. Bă, du-te, bă, și nu mai enervă. Ușor. Ce-o zis? Că te duci acasă, du-te de aici. Ce-o zis, doamnă? A, lasă. Dar ce-o zis că... N-am auzit. Te duci acasă. Că ce-o făcut ea cu Cătălin? Sta de vorbă. Nu. Ea știe de ce am făcut așa. Doar ea știe. Ce-ai făcut Cătălin cu ela? Nu. Unde sta de vorbă? Băgați în gura, nu. Nu, că am vorbit cu el, dar el s-a simțit deranjat, vezi, doamne. Dar crezi că se potrivește ela cu Cătălin? Crezi că Cătălin ar putea să o facă să uite de tine? Cătălin ar putea să o facă să uite de mine, da. Ea nu se potrivește cu Cătălin. De ce? Așa se potrivește. Că Cătălin se potrivește cu Roxana. Așa gelos ești? Cătălin se potrivește cu Roxana. Ce ai, mă? Turcule, îi trebuie o fată mult mai frumoasă decât ea. Adică ești aurită! Pentru acel băiat vei fi totul. Am mai auzit. Cea mai frumoasă. Am mai auzit și eu, dar na. Cu cine se potrivește mai bine Cătălin? A, Cătălin? Cu Roxana. De ce? Că sunt alte așa, făcuți frumoși, am de. Acum ai auzit, Turcu? Părerea rea lui, ce să mai zic? Turcu trebuie să-și vadă de treaba lui, că el e băie serios. Adică să nu stea cu Roxana sau să stea? Că nu stea. De ce? Dați prieteni. Că nu-i deal. Dați prieteni. De ce? În colegi se țin în brațe. În colegi. Foarte bine. Suntem colegi. Se susțin. Se susțin. O să fii fost cu curând. Ionuț cu Filip. Da. Așa, ai luat-o de gât pe ela? Cum te-a luat Ionuț? Eu iau balauri în primul. Dar ai vorbit cam urât lui Ligi, Filip. Dacă mi-a greșit. Astăzi veți merge rând pe rând în grădină și veți vota. Un concurent care să câștige acest premiu de 1500 de euro. E o fată bună și... Na. N-am altceva să dau vot. Că merită și vreau să-l încurajez. Hai să vedem și pozele. Că suntem datori să arătăm telespectatorilor și decente, pozele. Doamne. Cum? Sunt decente. Că bineînțeles, eu sunt decentă mereu. Ce vrei, decente? Ce vrei să-i spune, dragă? Da. Nu cu tine, dragă. Tu oricum ești indecentă, prezența ta, atitudinea ta e indecentă. Îmi pare rău. Ce să fac, asta e. Băi, ești... Bă, nu te cred. Biede. După cum bine, se vede una apucată, trandafir. Ce poze, ce poze? Sunt poze indecente, sunt poze doamne normal decenți. Doamne, ferește. Noi, cine? Nu ne... Ne hazardăm acum. Dar nu sunt... Nu ne pierdem unul de celălalt, ne țiam de mână. Adevărat, pentru că în taxim, doamna domnișoara Andreea... Sunt copiii ei, Amelie, nu? Este foarte mult. Am dat 2-3 lipa, s-au adunat. Dar ce aveai în mână, Ligi? Un trandafir, am zis că am primit flori, am primit 2 trandafiri. Asta era înainte de club sau al doilea.
Înainte? După, am fost unul înainte și unul după lege că te-ai schimbat, te-ai îmbrăcat. După, adică voi, cred că n-ați fost așa în club, în training. Ferească Dumnezeu. Exact, ne-am schimbat și ne-am dus să mâncăm. Nu, asta zic, asta a fost după, următoarea zi, after. Ca să zic așa. After, ea. Ebru ne-a spus. Ebru. Mulțumim, Ebru. Mergeai la Iar Maroc. Ești foarte drăguț, Ebru. Deci pe mine nu m-a prins, practic eu nu am fost acolo. Mi-a zis nici din spate că era mai frumos. Bă, ne-a și salutat, adică... Bă, du-te, mă, frate, nu te aici cred. Eu nu mă țin. Este un băiat de origine turcă. A, ăla din colț, care se uita la... Da, 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 da. Rușine să-i fie. Ce obraznic. Și Filip unde e? Acolo, acolo după Ligi. Uitați-l lângă Ligi. După Ligi. Duminică, să știți că aici. Așa că... Era doar Marius. Să nu crezi că nu avea și cu noi. Da, da. Ba da. Random, nu mai cred. Nu, el. Ăla e. Ele. N-aveam frizat făcut. V-am zis să vă luați peruci. Aveam și eu. Ele. Da. Ele. N-avea părul făcut. Ai te are balere. 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 Ba da, mă, ele. Mă, ia veniți lângă celălalt. Gabriel cu tabiță. Nu e, mă. Ridică-te, Filip. Ba da, e el care... Eh, și iată se vede și fața lui Marius. Ce frumos. Marius se vede de la 10 km. Da, dar nu mă văd eu, nu se vede păi nimeni. Păi aici... Marius, cu cine ai fost? Până nu observ un strâmb de telegraf. Cu cine ai fost, dragă, în seara aia? Aici... Eu le-am văzut când a venit Ligi cu un trandafir. Hai mă, că erai tu... N-ai cum să nu observi un strâmb. Deci ăla care vinde castane, ăla e cu pozele. El zice că vinde castane. Hai, trage o poză. Aparat. Ai, doamna, pe buni? Ce-i pe bune? Ce trebuie să crezi că avem de la cu castane undercover? Păi cine... Dar n-ai din era așa? Vă cunoaște lumea și în Turcia. Păi da, Andrei, eram la un arghilea și a zis că sunt la canal de... Serios vorbesc? Da, niște pe liște. Te rog că Andrei Pirui, cred. Sunt oameni care vin aici, special să vă facă bune. Se cazează pe la... Da, da. La care stați voi. Dar și în Grand Bazar, fată, moșneac. Când am văzut lumea... Am avut un moșneac. Ai, mamă, mai băleu. Fiecare fată a fost victima lui mea. Nu a fost nimic. Deci era un moș în Grand Bazar. Sunt un golan, am zis. Sunt un golan! Doamne ferește! De ce vrei mie asta? Nu mă interesează? Ei bine, vă spuneam puțin mai devreme că voi v-ați dorit să câștige și alte persoane decât cei care sunt în top să câștige acel premiu de 1500 de euro. Ei bine, aveți dreptul. Astăzi veți merge rând pe rând în grădină și veți vota un concurent, băiat sau fată, nu contează. Sunteți pregătiți? Da. Să-i dăm drumul. Ligi, sparge gheața.
Să nu leșinați, vă rog, e frumos. N-am mai câștigat așa de mult timp și ar fi cazul să câștige. Sezonul mai câștiga cam mult. Acum ai dormit pe tine, nu știu ce se întâmplă. Măcar o dată să mai ieși tu banii. Dacă eu nu. Roxana, că e prietena mea, iubită, fostă, e o fată bună și na, n-am al cuiva să dau vot. Pe Bianca să vină Grecia din Bari. Votat! V-ați dorit să decideți voi cine este câștigătorul celor 1500 de euro? Ei bine, ați decis. O să-l rog pe colegul meu Hussein să-mi aducă voturile voastre. Aici. Come back. Hussein, insist. Come back. De ce să stai aici, Hussein? E bine pentru că mâine în gală. O vom sigila și o vom deschide mâine în gală. Do it? Uite ce frumos a și sărit un pic așa. Foarte frumos. Ei bine, această cutie a fost sigilată, iată după cum bine vedeți. Sunt foarte curioasă numele căruia dintre voi se află în această cutie. Păi nu e. Oare cine este cel care va câștiga cei 1500 de euro din această săptămână? Voi ați decis, voi v-ați dorit, așa că voi ați decis. Asta nu înseamnă că cel care va câștiga cei 1500 de euro este și cel protejat. Nu! Protecția va fi decisă de către telespectatori, ca de obicei, pentru că trebuie să le lăsăm acest drept. Dar, bineînțeles, veți afla protejatul, protejații, mâine, în gal. Până atunci, dragi telespectatori, rămâneți alături de Canal D, pentru că urmează Survivor! Ia, la revedere! Că de fiecare dată v-am luat apărarea și știți că de fiecare dată am intervenit pentru voi, pentru că v-am înțeles. Dar dacă vă credeți importanți, să știți că nu așa se comportă niște oameni importanți. Nu stă nimeni să facă armată, avem nevoie doar de respect. Ia să vedem cum ați votat. Cine este persoana care va câștiga suma de 1500 de euro din această săptămână? Tu, Ligi, crezi că Andreea se potrivește cu Marius? Ce întrebare i-a spus? Eu da cu el. Ionuț, ai scos tot ce-i mai rău din fetele astea în această săptămână. I-am dat material, i-am dat și noi material. Păi da, am simțit, am mirosit și cu... Imediat l-am mirosit pe băia, că sunt noi mai vechi de una jumătate și hai să-i dăm ce vrea. E greu să stai aici, în această casă? Greu. 50-50. Dar de ce ai pleca, dacă ai pleca? Eu nu am nimic din. Ești sigur? Foarte sigur. În această săptămână, fata favorită este... În această săptămână, favorit în casa băieților este...
Lici, da, parcă până acum te-ai certat cu mine pentru Filip. Acum vrei să rămână Jador sau nu am înțeles? De ce insisti atât de mult pe chestia asta? Dar nu mi se pare normal, adică atâta timp cât eu nu zic nimic, eu am vorbit cu el. Dacă ești obraznică și răutăcioasă fără motiv, eu am fost drăguță cu tine și tu ești... Înainte de a începe emisiunea, la fel te-ai luat de mine. Nu ți-o mai căuta cu mine. Da, o să mă caut în continuare. Care este problema? Care-ți problema? Care-ți problema? Vrei tu pe Marius? Că asta văd! Atâta te bagi între mine și Marius, cred că-l vrei tu! Mi-a spus Marius că merge și vorbește foarte frumos, că și pe holuri și când vine acasă la băieți, își schimba atitudinea când nu-i livian și când vine aici. Cum facem, Bianca, vrei tu? Eu n-am nicio treabă, doamna Andreea, știu că numai pe mine mă vrea. Să veți merge rând pe rând în grădină și veți vota. Fetele vor vota un băiat. Veți vota o fată pe care nu o mai doriți aici, în această casă și în această emisiune. Ce te cauți aici, mă, băiatule, că aici este o emisiune reală, nu e fake. Nu vreau să supere pe mine, dar cam exagerează uneori. În această săptămână, favoritul telespectatorilor este...